0-0 cu CSEA Fumat și 2-2 cu Dunărea Călăraș sunt rezultatele înregistrate de Chindia în ultimele runde din Liga a doua. Remizele au dus echipa din Târgoviște la 5 puncte de liderul din Sibiu. Există o părere de rău pentru eu știu, acel meci nou de la meciul cu Călărașul, dar cred eu că am arătat ca o echipă matură, am arătat ca o echipă puternică și doar mici greșeli sau mici neatenții ne-au făcut să nu câștigăm cele 3 puncte. Dar sperăm ca ultimele meciuri care le avem de disputat în acest an să obținem victorii, să obținem puncte și să vedem ce se întâmplă în continuare.